Iarna nu se lasă dusă. La sfârșitul primei luni de primăvară fulguiește ca în povești în toată țara. Zăpada s-a depus în mai multe regiuni, iar poleiul care s-a format a dat mari bătăi de cap șoferilor care au circulat pe traseele din țară, inclusiv celor din Chișinău. Ninsoarea a acoperit cu zăpadă traseele din țară și a creat probleme șoferilor. La Hâncești, cel puțin 10 mașini s-au tamponat în această dimineață. Potrivit martorilor care au transmis imagini video de la fața locului presei locale, accidentul a avut loc din cauza că drumul nu ar fi fost curățat. De cealaltă parte, ofițerul de presă al IP Hâncești, Cristina Vicol, a declarat pentru TV6 că, de fapt, șoferii nu au ținut cont de condițiile meteorologice și nu au păstrat distanța de deplasare între automobile. Din fericire, în urma accidentului, nimeni nu a avut de suferit. Administrația de stat a drumurilor a anunțat într-un comunicat că 63 de muncitori au intervenit pe drumurile naționale cu 35 de utilaje speciale pentru a combate lunecușul. Astfel de lucrări au fost efectuate în mai multe raioane, dar și în municipiul Chișinău. În prezent, circulația pe traseele naționale se desfășoară în condiții de iarnă și nu există drumuri impracticabile. Zăpada a dat peste cap și traficul rutier din capitală. Potrivit Regiei Transport Electric, din cauza condițiilor meteorologice, unele trolei buse circulă cu întârziere. De cealaltă parte, reprezentanții ex-Drupo spun însă că au intervenit chiar de la căderea primilor fulgi. La orele 5 dimineața am intervenit cu 13 autospeciale. Am răspândit circa 69 de tone de sare curată și undeva în jur la 12 tone de amestec nisip sare, asta până la orele 8. Am avut un pic de probleme ce se ține de Turlești, acolo autospecială care trebuie să defectat și s-a întârziat un pic cu intervenția. Au fost probleme pentru Regia Transport Electric cu trolebuzele. Potrivit Inspectoratului Național de Securitate Publică, la această oră ninge în toată țara, iar traseele naționale sunt practicabile și se circulă în condiții de iarnă. Oamenii legii îndeamnă conducătorii auto să circule cu o viteză care să permită oprirea în siguranță și să evite efectuarea depășirilor, care, în asemenea condiții meteo, se dovedesc a fi extrem de periculoase. Serviciul Hidrometeorologic de Stat anunță lapoviță și ninsoare și pentru joi. Vremea ar urma să revină la normal de vineri.